fericite, am avut încercări, suferințe, dar avem garanția cuvântului prin care Domnul ne spune că El este cu noi în toate zilele. Amin. În acest sfârșit de an avem obiceiul să ne urăm la mulți ani sau un an nou fericit. Este frumos, dar nu de aceasta depinde binecuvântarea anului. Eu am ales un verset din Cartea de Deuteronom care ne dă o încurajare mult mai profundă. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați. Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Amin. Iar poezia care am ales-o este o încurajare și o cercetare la adresa mea și la adresa copiilor Domnului. Încă un an s-a dus din viața mea. O, Doamne, stau din nou în fața Ta și mi-amintesc că în anul ce a trecut eu am greșit atât de mult. Prin gândul meu, prin tot ce am făcut, prin vorba mea, prin viața ce am trăit, de multe ori, Iisus, Te-am supărat, de Tine n-am ascultat. Înaintea Ta, Iisuse, astăzi vin, iertare-și cer, o mielule divin. Ajută-mă al mântuirii, Domn, ca să lucrez în viață-ți mai cu scop. Putere dă-mi ca să-mi splinesc voia și zi de zi doar Ție să slujesc, să fiu smerit, supus și ascultător, sămânța Ta să seamă în orgor. Încă un an din viața mea s-a dus și roadă unde ajuns eu n-am adus. Al inimii pământ nu a rodit în tocmai cum Tu ai voit. Nu am iertat cum ierți, o Tu, Iisus. N-am dăruit iubirea pe care ai dăruit-o Tu. Credința, pacea și blândețea Ta nu le-am avut în inima mea. Îmbracă-mă cu Duhul Tău cel Sfânt să răspândesc lumină pe pământ. Ajută-mă ca mâna să-mi întind spre cel sărac, sărman, flămând. Putere dă-mi ca să iubesc mereu și pe vrăjmaș și pe aproapele mele. Glorie-te, Doamne! Să fiu mai blând, mai bun, mai roditor. În via Ta să fiu un bun lucrător. Amin.